Haideți să discutăm acum despre rolul derivatei întâi în studiul funcțiilor. Și avem un prim rol al derivatei întâi în studiul funcției, este pentru determinarea intervalelor de monotonie, respectiv determinarea intervalului unde o funcție este crescătoare sau descrescătoare. Și avem următoarea teoremă, fie f, o funcție definită pe intervalul i cu valori în r, deci o funcție derivabilă pe acest interval.